Pentru comunicarea de astăzi avem câteva subiecte. Le vedem aici. Primul subiect va fi despre câteva lucruri din evoluția pe de-a lungul ca și companie. Sunt câteva transformări interesante. Despre diviziile motor parts și powertrain ale companiei și cum se transformă ele. A doua parte despre integrarea produselor de frânare preluate de la compania Honeywell, inclusiv fabrica din Ploiești. Apoi vom prezenta câteva lucruri despre produse de fricțiune, produse de frână Ecofriction, un produs deosebit, ecologic, foarte nou. Și în final, despre piese de motor, câteva aspecte legate de tehnologii noi pe care le introducem. I first of all like to give you just a quick overview of what's been happening with Federal Morgan globally over the last 2 years. Aș vrea mai închis să vă fac o scurtă prezentare generală a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani la Federal Morgan. It's been an exciting time for us, with a number of significant developments. And we anticipated this growth early in 2012, when we decided internally to divide our company into two separate operating divisions, the motor parts group and the vehicle components division. A fost un an interesant pentru noi și l-am anticipat la începutul acestui an, când am hotărât împărțirea celor transformarea celor două divizii ale noastre, Motortrain și Powertrain, în două companii distincte. This allowed us early into 2012 to purchase two significant plants in terms of spark plugs from the Warner Group, also to become the distributor for the Beru brand, and to purchase the DZV bearings group in Russia. Împărțirea companiei noastre în două divizii în 2012 ne-a permis să achiziționăm cele două fabrici Borg-Warner în același an și apoi să devenim distribuitor oficial al mărcii BMW Beru. In 2014, we rebranded ourselves with the Vehicle Component Solution Group being branded as the Federal Morgan Motor Parts Group. And in September, I'll mention this later, we announced the plan to separate into two separate divisions of powertrain and motor parts as independently public traded companies. În 2014 am hotărât o schimbare de brand și am transformat din Vehicle Component Systems în Federal Mobile Motor Plant și aceeași, cum am anticipat deja, am anunțat formarea celor două companii. We also continued our expansion with three major purchases this year. The purchase of the Infinia Group, the chassis components in the US, the Honeywell Friction Materials Group, and also a recent announcement, the TRW Engine Valve Business. De asemenea, am continuat acest lucru cu achiziția lui Afinia, business-ul de componente pe piața SUA, apoi am avut achiziția componentelor de fricțiune de la Honeywell. Just a quick word on the division between the two companies, the Federal Morgan Motor Parts and Powertrain. Our view is that separating into these two separate divisions will create two market-leading companies, the biggest and strongest in their sections. It will allow us access to additional capital to continue our ongoing growth. Opinia noastră, vreau să vă spun acum care este opinia noastră privind împărțirea în două companii. Cred că acesta vor duce la două companii care să fie lideri de piață, vor ajuta la creșterea lor și la atragerea de capitalul. Overall ownership of the company will remain the same, with Federal Mogul's Holding Corporation owning the majority of the shares in the businesses. Ansamblul structurii acționaratului va rămâne aceeași, Federal Mogul Holding Corporation a urmând să aibă majoritatea acțiunilor la ambele societăți. The two divisions, motor parts and powertrains, are roughly of equal size, with motor parts sales of around about 3 billion
poetry and sales $3.9 billion on the 2012 published figures. Vizim, cele două companii sunt de dimensiuni relativ egale, cu Motortrans având vânzări de 3.000 de miliarde de dolari și Powertrain de 3.9 miliarde de dolari la nivelul anului 2012. Motor Parts has its own CEO, Dan Nimbaldi. We have around about 12,500 employees worldwide, with 31 manufacturing sites and 20 distribution centers. Motor Parts are propriul său CEO, Dan Nimbaldi, are 12.500 de angajați la nivel mondial, are 31 de fabrici de producție și 20 de centre de distribuție. We also have 8 R&D centers throughout the world, and we cover the products in terms of manufacture of brakes, steering suspension, wipers, and joints. Și avem de asemenea și centru de cercetare în lume și acoperim producerea de frâne, de domeniul frânării, al direcției și suspensii, ștergătoarelor și articulațiilor. The powertrain company is slightly larger with 32,500 employees worldwide and 72 manufacturing sites, and it delivers engine parts and ignition parts into mainly the OE and OES market. Powertrain este ceva mai mare, având 32.000 de angajați și 62 de puncte centre de producție și se concentrează în principal pe piesele de motor și pe cele pentru admitere în domeniul OE și OES. The independent aftermarket is served across the whole range of the product group by the Motor Parts Division, which also, through its distribution centers, covers the aftermarket sales of engine parts, filters, and ignition. Partea de aftermarket este acoperită de Motor Parts, care, de asemenea, prin centrele sale de distribuție, acoperă și piesele de motor, filtrele și aprinderea. I'd now like to just give you some background on our Honeywell purchase of friction division. In July 2014, we announced the finalization of this purchase. Acum vreau să vă dau câteva amănunte despre achiziția business-ului de friciune de la Honeywell. În iulie 2014 am anunțat finalizarea acestei tranzacții. The Honeywell business was headquartered in Glinder in Germany and had manufacturing operations in Romania, China and Spain. Această componentă Honeywell avea sediul la Glinde în Germania și desfășura activități și avea de producție în România, China și Spania. The purchase is roughly in terms of turnover of equal size to the Federal Mogul friction business, and the joining of the two companies makes us one of the most significant players in the friction business market globally. Acest business este de dimensiune egală cu Motor Parts și, prin urmare, ne face o firmă de prima mărime în domeniul la nivel mondial. The acquired business operates only in Europe, China and Brazil, not the US. Businessul achiziționat funcționează numai în Europa, China și Brazil, nu și în Statele Unite. But it complements our existing footprint and the sales of the business will be roughly 60% in the EMEA regions, 25% into the US and 10% into Asia. Dar această achiziție completează prezența noastră care exista deja, astfel încât vom ajunge să avem 60% în EMEA, 25% în Statele Unite și o cotă de piață de 10% în Asia. The final breaking footprint resulting from this combination of businesses gives us 17 manufacturing sites in 12 countries. Această prezență înseamnă 17 centre de producție în 17 țări. And around about 6,700 employees. Și un număr de circa 7,600 de angajați. We also have technical centers in all the major regions of the world. Și de asemenea avem și centre tehnice în majoritatea regiunilor lumii. To narrow the focus down a bit more locally, I'd like to give you some background on our Palestine site. Și acum să discutăm aspecte mai locale și aș vrea să vă dau câteva informații despre fabrica noastră din Ploiești. The site is one of the newest in the group. It's a state-of-the-art facility. Această fabrică este una din cele mai nouă din cadrul grupului. Este la tehnologie de ultimă generație. Construction commenced in November of 2011.
Conflictul a început în noiembrie 2011. In May of 2012, we moved in the first equipment and the construction was finalized in June of that year. În mai 2012 am instalat primele echipamente, iar în iunie am finalizat construcția. The site is around about 70,000 square meters. Fabrica are circa 70,000 de metri pătrați. With 14,000 square meters of building space. Din care circa 14,000 de metri pătrați suprafață construită. We have 271 employees and we're expecting that number to rise to around about 340 at the end of next year. Avem 271 de angajați și ne așteptăm ca acest număr să crească la 340 până la sfârșitul anului. Installed capacity currently is around about 8 million units. Capacitatea instalată actuală este în jur de 8 milioane de unități. That's of two of the most modern state-of-the-art assembly lines. Are una dintre cele mai avansate linii de asamblare. We're currently in the process of installing our third line, which should be operational in mid-2015 for passenger vehicle. La cele două linii existente ne pregătim să instalăm încă una până în 2015 pentru vehicule de personale. And the fourth commercial vehicle line will be installed also towards the end of 2015, becoming operational in 2016. Și a patra linie pentru vehicule comerciale va fi instalată în 2015, când se devine simplă în producție în 2016. In terms of the site evolution, it has, as I said, been very fast. From 1 year from start construction to manufacture. Deci, în ceea ce privește dezvoltarea, ea a fost foarte rapidă. Într-un an de zile am ajuns de la construcție la producție. In 2013, the site became fully certified to TS16949, 14001 and 18001. În 2013, de asemenea, a fost certificat TS16949, ISO 14001 și OHSRS18001. We also launched the original equipment VW MQB platform in the plant in 2013. Am lansat de asemenea și în producție și tipul de produse MQB în 2014. In 2014, we launched the new W205 Daimler platform. În 2013, în ce scuze, în 2014 am lansat de asemenea în producție și platforma W205. And the plant currently services, in terms of OE production, Volvo, VW, Daimler and PSA. Și în acest moment, producția acoperă produsele de la Volvo, W, Daimler și PSA. Making around about 1 million vehicle brake pads per month. Ajungând la un total de 1 milion de piese de vehicule pe lună. As Neville described, there are implications on the manufacturing side because of the acquisition of Honeywell Friction Materials. Deci strategia de branding pentru legată de achiziția lui Honeywell. După cum a spus Neville, a existat o serie de aspecte pe care le-a ridicat această achiziție realizată de la Honeywell. But there are also implications on the brand strategy, on which brand we are distributing into the European aftermarket. S-a pus problema sub ce marcă să distribuim aceste produse pe piața de aftermarket european. So, with the acquisition of Honeywell Friction Material, we have also acquired two brands, which are URID and STOP. Deci, cu achiziția lui Honeywell Friction Material, am achiziționat și două mărci, care sunt URID și STOP. And we have acquired the right to use the Bendix brand under license for 18 months. Și de asemenea am obținut acordul de a produce sub licență, de a folosi sub licență marca Bendix o perioadă de 3 ani. After the 18 months, the Bendix brand will no longer be distributed by Federal Mogul and it will not be distributed by anyone for the next 3 years. Pentru 18 luni, îmi cer scuze, după 18 luni, această marcă nu va mai putea fi folosită de nimeni timp de 3 ani.
So basically, we are getting URID and STOP, which will go together with the brands of the historical brands of Federal Mobile. Deci, practic, noi am dobândit mărcile URID și STOP, care vor merge alături de mărcile tradiționale pe care le avea Federal Mobile. Which means we will have a new brand lineup for our independent aftermarket offering. Ceea ce înseamnă că vom avea o nouă structură de mărci pentru piața noastră de aftermarket. Which you can see on the slide, we will have a Frodo and URID for the premium segment of the market and STOP for the mid-range segment of the market. După cum puteți vedea, aici vom avea Frodo și URID pentru segmentul de piață premium, iar pentru segmentul de piață mediu vom avea marca STOP. This will allow Federal Mogul to offer to its aftermarket customers a good, well-reputed brand for each segment of the European market. Asta va permite lui Federal Mogul să ofere pe piața de aftermarket mărci bune cu reputație pe ambele segmente ale pieței. On the LV braking, whereas on the CV braking, we will have exactly the same lineup, so a consistent lineup of brand offering. Deci, și pentru vehiculele comerciale vom avea aceeași structură de mărci. With the addition of the Beral brand, which is one of the, again, historical brand of Federal Mogul, which is very important for the commercial vehicle business, particularly in Germany and in Italy. La care se adaugă și marca Beral, care este altă marcă istorică a lui Federal Mogul, care este o importanță deosebită în Germania și în Europa de Est. So that will be the way we will go to market from 2015 onwards from a brand and product point of view in the European aftermarket. Deci, în acest fel ne vom adresa pe piață începând din 2015 pe piața europeană de aftermarket, la nivelul mărciului. Now, when we are talking about brands, we are talking about products as well, because the product promise and the product feature is what is synergetic with the brand promise as well. Când vorbim de mărci, vorbim și de produse, pentru că aspectele promise de produse, caracteristicile produselor, se leagă de aspectul de ceea ce reprezintă marca. And in all our products, as a Federal Mogul policy, we always try to bring innovation. We are an OE company which bring OE innovation into the independent aftermarket. Și în tot ceea ce facem, încercăm să aducem inovații. Suntem o companie de OE care încercăm să aducem inovațiile din OE pe piața de aftermarket. And today I would like to focus on one of these innovations, which is related to brake pads and which is the eco-friction problem. Și acum aș vrea dori să mă plec asupra unei asemenea inovații pe care am făcut-o în domeniul plăcuțelor de frână, și anume eco-friction. So, I'm not sure how many of you are already familiar with the eco-friction. We have been presenting eco-friction, let's say the story, in a number of occasions last year and earlier this year. Acum nu știu cât se interesează te familiarizați cu acest eco-friction. Am prezentat povestea asta și anul trecut și în prima parte a acestui an. But just to recap, it is a new technology of friction material without copper. Dar doar pentru a recapitula, este vorba de un nou material pentru frânare care nu pentru plăcuțele de frânare care nu conține copper. And what is important is that Federal Mogul has been the first one to offer no copper material for original equipment applications. Și ceea ce este important este că Federal Mogul a fost primul care a oferit aceste plăcuțe de frânare fără cupru pentru piața OE. To be clear, everybody can do friction material without copper. It's easy. It's sufficient to take the copper out and you have enough copper material. Ca să fie simplu, se poate face materiale de frânare fără cupru foarte ușor. Este suficient să elimini cuprul din materialul de frânare. But it is not easy to have a non-copper material, so an ecological material, which respect the strict demand of performance of your rigid equipment. Însă, ceea ce este greu este să ai un material fără cuplu ecologic care să respecte condițiile tehnice pentru aceste plăcuțe de frânare. And this is what Federal Mogul did, and with the eco-friction material we have won a business on the OE for the new Mercedes C-Class. Asta este ce a reușit Federal Mogul cu EcoFriction și este folosit la Mercedes-ul de C-Class.
and we will start early next year to supply eco-friction, low copper and no copper material to the new Audi platform at for original equipment for the A4, A5, A6, A8, Q5 and Q7. Și începând de anul viitor vom oferi aceste plăcuțe de frânare cu conținut redus sau fără cupru pentru Audi MR9 noua generație A4, A5, A6, A8, Q5 și Q7. And what we are also going to do is to bring the OE eco-friction technology into the aftermarket to make it available to our aftermarket customers. Ce vom face de asemenea va fi să aducem aceste eco-friction de pe piața OE, pe piața aftermarket, să o punem la dispoziția clienților noștri de scoate pe această piață. This is a process that we have started now, is new, it's basically a process that is just started. Acesta este un proces nou pe care de-abia l-am început. And that will be carried out across 2015. So by the end of 2015, all the Ferodo Premier Pass will be in eco-friction material. Este un proces care va continua pe toată durata anului 2015, astfel încât la sfârșitul anului 2015 toate plăcuțele de frânare Ferodo să folosească eco-friction. And this will allow to be compliant with the future regulation in 2021 and 2025. Which will ban copper from the friction materials. Și aceasta ne va aduce în conformare cu reglementele care vor intra în vigoare în 2021 și în 2025 privind materialele de frânare. And this will be also evident on the packaging of our product with the LEAF classification, which is basically low copper or zero copper. Și acest lucru va fi făcut evident și pe ambalajele noastre cu acest sistem cu frunze care indică în esență cantitate redusă de cupru sau fără cupru. Now, what is important, and I'm coming back to the statement that I made before. Și acum ce este important, revenind la o declarație pe care deja am făcut-o, is that this move to eco-friction, which will be a move good for the ecology, este că această trecere la eco-friction, care este o trecere bună pentru ecologie, will be also a move good for the customer, for the end-user customer. Va fi de asemenea bună și pentru client, pentru clientul final. Because as I said before, everybody can make material with no copper. Pentru că așa cum am spus mai devreme, oricine poate să facă material fără cupru. But Ferromogul has a technology that allows to make material with zero copper and that match or even exceed the performance of the pad in terms of stopping distance and in terms of durability of the pad. Dar Ferromogul este în stare să facă material cu zero cupru care să îndeplinească sau să chiar să depășească cerințele pentru plăcuțele de frânare. And you can see on the slide some quite evident test result on the performance and the durability of our eco-friction material. Și pe slide puteți vedea două grafice care arată greitor rezultatele legate de performanță și durabilitate. Which will allow to give to our customers to benefit the ecological side and also the performance and durability side for the grid side. Ceea ce va însemna pentru clienții noștri un dublu avantaj, pe de o parte aspectul ecologic, pe de altă parte performanța și durabilitatea. This is a preview and a pre-information. The launch will happen, the official launch will happen in 2015 and we will follow up with marketing activities, information, PR, but I wanted to take this opportunity to give you a preview of how we are taking our OE technology into the Aceasta este o avant-premieră. Lansarea efectivă va avea loc în 2015, când vom avea activități de marketing, de informare, de PR. Însă doream doar să fac cu această avant-premieră a felului cum trecem tehnologiile OE către aftermarket. În continuare, voi prezenta eu două noutăți legate de piesă de motor. Plecăm de la aceleași idei directoare legate de evoluția și de cerințele în continuă evoluție în domeniul construcțiilor de motoare. Sunt câteva tendințe mari. Una este legată de economia de combustibil, pe care urmăresc toți constructorii de vehicule foarte mult în ziua de azi.
reducerea emisiilor, după cum știu foarte bine, reglementările legate de emisii sunt în evoluție și noi, ca producători de componente, trebuie să ținem pasul, legate de siguranță și legate de confort. Sunt mai multe inovații tehnologice care ajută vehiculele să îndeplinească aceste cerințe. Despre unele dintre ele am vorbit, am prezentat către presă, către clienți, precum ar fi pistoanele de, secvenții de pistoane KZ sau cuzineții de tip Irox, acoperiți cu polimeri. Iar astăzi vrem să vă aducem alte noutăți în domeniu care răspund acestor cerințe. Ca să fim mai preciși, sunt cerințe care merg chiar dincolo de cerințele generale ale motoarelor, și anume la motoarele hibridi, la motoarele start-stop, unde sunt un număr mult mai mare de cicli de pornire-oprire, care duc la uzura foarte acceptată a motoarelor. Piesele trebuie să răspundă acestor condiții mult mai dure și noi avem soluții pentru asta. Mai sunt apoi cerințe legate de reducerea cilindrei motoarelor și reducerea frecărilor pe care urmăresc constructorii de vehicule. Și pentru aceste lucruri noi avem niște inovații în domeniul cuzineților și în domeniul pistoanelor de motor. În domeniul cuzineților avem aici o evoluție a tehnologiei pe care la Federația Română am reușit să o facem în ultimii ani. În 1999 s-a lansat în interiorul Federal Mogulă inițiativă pentru a elimina metalele grele, și anume metalul bun, din compoziția materialelor de cuzineți. Plugul era un material foarte important. În 100 de ani de fabricație de astfel de componente de cuzineți, plugul era un material de bază în aceste piese. Și este o provocare foarte mare să găsim soluții pentru a înlocui blocul. În anul 2000, Uniunea Europeană a implementat o legislație care cerea eliminarea plugului din vehicule cu termen de aplicare în 2011. În 2002, la fel de la Mogul s-a început investiția în echipamente și tehnologii care să ducă la eliminarea plugului. Deci vedeți, cu mulți ani înainte ca legislația să intre în vigoare, la puterea Mogul facem aceste investiții și încercăm să găsim soluțiile pentru a îndeplini normele și pentru a fi primii pe piață care avem astfel de componente. În 2011 a intrat în vigoare acea legislație care cere eliminarea conținutului de plumb. Un alt an, anul 2014, bun pentru noi, pentru că acești cuzineți Glico, sub marca Glico, de la Federal Mogul, au câștigat un premiu important acordat de jurnaliștii din Statele Unite pentru inovație în domeniul produselor, acel premiu PACE Awards. În momentul de față, așa cum vedem în afirmația din josul ecranului, Federal Mogul este singura companie care produce o gamă completă de cuzineți care nu conțin plumb pentru toate tipurile de motoare, inclusiv folosind tehnologii deosebite, ca și acea acoperire cu polimeri, denumită de noi Irox, și tehnologia de depunere fizică de vapori pentru acoperirea zonei de alunecare a cuzineților. Atât către OE, adică către primul montaj, cât și către aftermarket. Avem aici câteva imagini, câteva slide-uri despre aceste materiale speciale de cuzineți fără conținut de plumb. Sunt informații un pic mai tehnice. Ce este important de reținut? Sunt materiale compozite, adică constituite din trei straturi principale. Pe o bază de oțel, care rezistă la solicitările mecanice, este așezat un strat intermediar de bronz și, în fine, un strat de acoperire pe care are loc alunecarea propriu-zisă, care este un material special
vedeți în, descris în susul imaginii, un aliaj pe bază de cu substrat de nichel și folosind stariu și cupru. În partea dreaptă a imaginii vedeți performanțele pe care le urmărim la aceste materiale, performanța la uzura, performanța la gripare, performanța la, sau rezistența la contaminare, adică capacitatea materialului de a îngloba particule care se desprind, aștii particule de oțel care se desprind din celelalte componente care funcționează, respectiv arbori și corpul motorului. Și în fine, capacitatea de a prelua sarcina, adică capacitatea de a rezista la încărcarea, la presiunile care apar din interiorul motorului. Este unul din materiale, urmează al doilea, material în mod deosebit adecvat pentru motoare diesel cu sarcini mari. Vedeți, rezistența la gripare este mare și capacitatea de preluare a sarcinii este foarte bună. Este un al treilea material care răspunde foarte bine la motoarele cu cerințe deosebite legate de uzură. Și aici vorbim de acele motoare de tip start-stop și hibride, care au un număr foarte mare de cicli de pornire oprire. În acel moment, da, de pornire și de oprire a motorului are locul cea mai importantă în componentele motorului, este momentul critic. Și acest cuzineț rezistă foarte bine. Vedeți și rezistența la contaminare, la permite înglobarea în materialul cuzinetului a unor aști, a unor particule de până la 2 mm. Este extrem de mult. Este în domeniul acesta o performanță foarte mare din punct de vedere tehnic. În fine, un al patrulea material care este adecvat motoarelor de utilaje în mod deosebit, motoare cu cilindre mari, cu puteri mari și care lucrează în sarcini foarte mari. În mod deosebit, vedeți aici rezistența la gripare mare și rezistența la sarcină, capacitatea de a prelua sarcină. Foarte bun, foarte bun. Sunt o serie de aplicații, o serie de vehicule pe care se montează acești cuzineți. Am făcut o listă aici pentru dumneavoastră. Pentru o mulțime de modele de vehicule de prestigiu, des întâlnite în Europa și în lume. Trecând de la BMW, vedeți, trecând prin alte mărci și modele de vehicule și tipuri de motoare, de la Fiat, Ford, General Motors, și așa mai departe, trecând prin Mercedes, Porsche, Renault, Nissan, Volkswagen, Volvo și așa mai departe. Deci ele se regăsesc deja în o serie de motoare importante și în viitor vor fi foarte, foarte răspândite. Implicația pentru reparatori este că la momentul când motorul își trăiește perioada de viață normală și ajunge la reparație, este indicat să folosească aceeași cuzinez glico pentru a reface performanța și durabilitatea normală a motorului. Al doilea subiect legat de piese de motor se referă la pistoane. Pistoane marca Miral. Sunt pistoane pe care noi le-am denumit elastotermic. Sunt pistoane pentru motoare pe benzină, în cazul acesta. Vedeți forma lor în imagine, vedeți în partea de sus imaginea secționată a unui piston. Este primul piston care apare pe piață și se montează pe motoare, piston de motor cu benzină, care include galerii de răcire. Este un răspuns foarte de mult la cerințele tot mai mari ale motoarelor care apar datorită reducerii cilindrei și creșterii presiunilor, raportului de compresie, creșterea presiunilor de camera de combustie. Astfel încât pistoanele ajung să fie foarte solicitate, chiar și motoarele pe benzină. Ele sunt deja foarte solicitate, motoarele diesel, dar, vedeți, motoarele pe benzină urmează tendința aceasta de downsizing și de creșterea performanțelor
per litru de cimitire. Pe de altă parte, există o inovație, un lucru deosebit legat de forma fustei pistolului. Partea aceasta, pe care o vedem cu negru aici, este partea pe care o denumim fusta pistolului. Și după cum vedeți, nu este o fustă complet circulară. Este o fustă specială, cu două suprafețe, vedeți de culoare neagră, sunt suprafețele de sprijin, care se sprijină pe cilindru. Este o construcție care prezintă anumite avantaje legate de reducerea greutății. Se folosește material mai puțin, se reduce greutatea. Pe de o parte vedem aici, zona aceasta o denumim zona posajelor, zona pe care se așează bolțul de pistol. Este mai mică, îngolează mai puțin material. Apoi, grosimea propriu-zisă a fustei este mai mică și putem realiza asta tocmai din cauza formei ovale, care prezintă o rezistență mai mare la solicitarea transversală. Toate astea duc la un piston mult mai ușor, care are inerție mai mică, care funcționează mai bine în aceste opoare de benzină, de turație mare și de putere mare pe cilindru. În interior o să vedeți niște perforații mai mari. Sunt perforațiile prin care intră uleiul. Intră media de răcire din piston și răcește pistonul. Există un câștig legat de temperatura de lucru a pistonului, foarte important, asta s-a urmărit foarte de aproape la construcția și designul acestui piston. Vedeți în partea dreaptă sus o imagine a temperaturilor, o imagine termică a pistonului în funcționare. Partea de sus, pe care denumim capul pistonului, este desigur cea mai caldă, cea mai fierbinte, dar totuși datorită răcirii realizată prin galeria de răcire, partea de cap al pistonului lucrează la temperaturi cu până la 30 de grade Celsius mai reduse. Apoi, primul canal, prima canelură pe care se așează segmentul de piston, este mai rece, cu până la 60 de grade Celsius. Sunt avantaje importante în funcționare, care duc la reducerea uzurilor și la creșterea durabilității a pistonului. Toate acestea împreună permit creșterea puterii motorului și concomitent reducerea consumului de combustibil. În acest moment, acest tip de piston pentru motoare de benzină este în producția de serie, se livrează la montaj pe motoare Mercedes pentru aceste modele de Mercedes pe care le vedeți în imagine. Și în continuare este în teste și va fi montat pe, probabil, pe multe alte tipuri de motoare. În momentul acesta, desigur, este timpul montării și furnizării către primontaj. Într-un număr de ani, când aceste motoare își vor trăi viața, din nou ele vor ajunge la reparatori, la mecanici și ei vor fi în situația să monteze piese noi. Și în acest caz, din nou, este pistonul viral de la Puderea Mogul, care le va reface mașina și motorul la parametrii inițiali.